Noi când ne întâlnim ne pupăm. Și de fiecare dată când vin în față, acasă, îmi propun să nu plâng. Astăzi nu mi-am propus. Am acceptat și noi provocarea Perlei anul trecut. Și mi-am scris cele trei nume, m-am rugat pentru ei. Așa, cum am știut, de câte ori mi-am amintit, cum am putut. Dar nu știu să se fi întâmplat minunea pentru care m-am rugat sau schimbarea pentru care m-am rugat. Sau cel puțin încă n-am văzut-o. Dar în același timp s-au întâmplat alte lucruri. S-a întâmplat o altă perlă care a început să se contureze în straturi tot mai frumoase și tot mai vizibile. O perlă care Dumnezeu ne-a chemat să participăm la ea, la așezarea straturilor ăstora. Și are de-a face cu lucrarea dincolo de ochii lumii, cu parenting-ul. Lucru care cred că pe foarte mulți dintre noi ne consumă și ne solicită. Lucru pe care l-am văzut prezent în mintea foarte multora dintre noi. Cum facem față lucrurilor de acum, cu toată nebunia asta de școală online, de trăit distanțat, de mărturisit o credință într-o lume seculară și toate frământările astea le-am văzut întâmplându-se în fața noastră, pentru că am reușit în anul trecut, poate mai mult decât în anii dinainte, să aducem la oaltă niște oameni cu nevoi, împreună cu oameni care pot să răspundă la aceste nevoi. Nu că am fi venit noi de pe un fond de pricepuți, succes, oameni care le știu pe toate, oameni care se pricep la chestia asta de creșterea copiilor, ci mai degrabă am încercat să aducem profesioniști, oameni specializați pe anumite probleme, care să ne învețe și oameni la oaltă care să se ajute unii pe alții, să învețe unii de la alții. Și asta a fost perla anului trecut pentru noi. Că suntem parte dintr-o echipă superbă și dedicată, care e gata să lucreze și să-și consume timpul voluntar la așezarea straturilor ăsta pe ceva frumos. Ceva ce Dumnezeu ne-a chemat să facem și Dumnezeu e gata să crească. Nu prin abilitățile noastre, ci mai degrabă prin priceperea Lui. Privind retrospectiv peste anul trecut, am realizat că marile momente de împlinire ne-au venit atunci când am fost acolo unde ne-a chemat Dumnezeu să fim. De exemplu, eram la capătul unei săptămâni în care planificam împreună cu echipa un eveniment. După multe telefoane, după multe vizite, după multe consultări, după mult, mult, mult efort, lucrurile nu se legau nici cum. Curios, aveam deja vorbitorii pe care ni doream cu orice preț să-i aducem, dar n-aveam niciun fel de alt. Nimic nu era împlinit din toate cerințele noastre. Ne-am văzut nevoiți să abandonăm și să renunțăm la planul de a avea întâlnirea. Cam 20 de minute după aceea, toate lucrurile s-au aranjat. A fost așa de clar pentru noi că nu noi le-am făcut, nu prin eforturile noastre, nu prin eforturile prietenilor noștri, ci că eram spectatori la lucrarea lui Dumnezeu. Și cum să nu te bucuri să fii într-o astfel de postură? Cum să nu-ți dorești să fii alături de Dumnezeu când El își face lucrarea, când El pune strat peste strat în formarea mărgăritarelor? Sau
cei care sunteți în lucrare știți că sunt o grămadă de nevoi, de oameni, de voluntari, de resurse, de timp, de... Nu apucam să le spunem, să le rostim cu voce tare, doar le gândeam, doar ni le imaginam și apărea un om, și apărea o resursă, și apărea locul, și apărea... Eram spectator din nou, eram încolonați după el și am avut cinstea să-l vedem la lucru. Așa că da, împlinirea în anul care a trecut, am găsit-o prin faptul că ne-am dedicat să fim voluntari în lucrarea lui. Și ca să rămânem în același tipar de vechi și ce ne stă în față nou, provocarea anului nou, la cererea anului vechi, cred că pentru fiecare dintre noi, este să căutăm perla în care Dumnezeu ne cheamă să investim. Și poate că aceste întrebări vin din străfundul nostru, poate că le puteți completa voi cu altele, dar v-aș provoca să vi le puneți. Chiar dacă nu te simți apt, chiar dacă crezi că tu nu ești în stare să faci ceva, sau chiar dacă ai impresia că unii te vor judeca, sau chiar dacă ai impresia că unii vor disprețui ceea ce faci, sau chiar dacă continuați voi lista asta cu ce vă oprește sau ce vă produce teama de a vă investi într-o perlă, atunci, chiar dacă treci peste astea, ai parte foarte probabil de o echipă fantastică, de prieteni deosebiți, de experiențe, de rezultate, de relații, de lucruri care la sfârșitul anului te pot face să te uiți înapoi așa cum o facem noi cu uimire, atunci s-ar putea să ai parte. Dar dacă nu alegi să fii parte dintr-o perlă, atunci n-ai șanse. Așa că provocarea anului nou, la cererea anului vechi, stă în fața ta. Poate că vrei să vii chiar cu noi, cu Dincolo de Ochii Lumii.